acestui webinar. Va urma un webinar foarte interesant și acum aș dori să vă salut în cadrul acestui webinar, unde vom discuta predarea temelor ce țin de istoria evreilor în țările ca Republica Moldova și Georgia. Vom înțelege de ce este de fapt atât de importantă de a preda moștenirea evreilor, de ce e important să cunoaștem istoria lor când vorbim cu instituțiile, cu universitățile. Și acest webinar a fost organizat cu ajutorul oficiului de externe german și cu suportul Georgiei. Noi astăzi avem niște prezentatori fantastici și ei își vor împărtăși experiența. Avem și pe domnul Sergiu Musteață cu noi, care reprezintă Universitatea Pedagogică de Stat din Republica Moldova și dumnealui este profesor la Facultatea de Istorie și Geografie. La fel, avem și o persoană care reprezintă și universitatea mea, doamna Kakitelashvili este într-adevăr o persoană dintre cele mai proeminente, dacă vorbim despre profesioniști din Georgia care studiază, de fapt, temele ce țin de evrei în cadrul Universității de Stat din Tbilisi. Și ne bucurăm că, într-adevăr, avem prezenți mulți oameni care doresc să asculte temele și după aceea să adreseze întrebările. Dragi ascultători, vă reamintim că aveți posibilitatea să selectați limba în care să ascultați prezentările, deci puteți să selectați butonul cu limba corespunzătoare în care îți doriți să auziți prezentarea. Deci puteți selecta oricare dintre trei limbi disponibile și nu uitați, vă rugăm să bifați, să nu se aude limba original dacă nu doriți să o auziți. Deci, noi anunțăm startul webinarului de astăzi și veți putea să adresați întrebările în chat. Da? Oricare limbă, eu înțeleg engleza, rusă și georgiană, spre fericire, eu nici nu vorbesc, nici nu înțeleg limba română. Deci, dacă dumneavoastră adresați întrebarea în limba română, noi o vom traduce pe parcursul discuțiilor noastre. Și acum aș dori să trecem la minunații noștri prezentatori. Deoarece eu sunt din Georgia, eu îmi mai prezint, eu sunt Lasha Shakulashvili, sunt studentul doctoral și învăț acum Yiddish în Universitatea din Tel Aviv, lucrez și cu studenții din Universitatea Oxford și vreau să vă salut în cadrul acestui webinar și acum oferim cuvântul lui Ketevan Kakitelashvili și dumneavoastră ne va vorbi despre minunata țară, Georgia. Vă mulțumesc mult, Lasha, pentru cuvântul de introducere și pentru faptul că m-ați invitat în cadrul acestui webinar. Eu aș dori să pornesc prezentarea mea. Can you see my Spuneți-mi, vă rog, dacă se vede ecranul, dacă se văd slide-urile, da. Deci să începem. Din start aș dori să ofer un context mai larg, anume să reprezint istoria evreilor în manualele de istorie în Georgia. Iată, vedeți, un exemplu bun, un exemplu convențional a faptului cum comunitatea evreiască este percepută. Apropo, pe slide-uri puteți vedea adresarea
prim-ministru din Georgia, 4 ani în urmă, e data de 13 decembrie 2017. Dumnealui a spus că și dumnealui a spus următoarele. Eu astăzi sunt, mă simt destul de simplu cu toată onoarea de adresări din partea prietenilor noștri vechi, din partea națiunii evreilor. Deși această vecinătate unde noi astăzi ne-am strâns adună împreună toate religiile tradiționale, Georgia se mândrește în dosie cu prietenia noastră unicală timp de 26 de secole. Și națiunile noastre prietenoase au mult în comun. Noi împărtășim aceleași istorii de georgieni care se luptau pentru evrei și evrei trăind în Georgia, luptându-se pentru georgieni, inclusiv se luptau pentru a păstra monumentele noastre religioase. Un an mai târziu, pe data de 28 martie 2018, a fost lansat un monument de moștenire culturală. Deci noi vorbim despre un monument intangibil de cultură și are deja statutul de monument de importanță națională. Toată experiența noastră bogată pe care am acumulat-o până acum trebuie să fie reflectată în predarea istoriei evreilor în Georgia. Și eu aș dori să spun câteva cuvinte despre predarea istoriei în Georgia din 2005. Vă voi lămuri de ce. În aprilie 2005, Georgia a adoptat o nouă lege a educației. Reformele au fost lansate în 2006 și reforma cu privire la predarea istoriei a avut următoarele scopuri: de a stabili o abordare din mai multe perspective, de a depăși discursurile tradiționale, de a evita discursurile stereotipizate și de a spori conștientizarea oamenilor despre minoritățile etnice care locuiesc în Georgia. Există o problemă dacă vorbim despre metodologia discutării rolurilor diferitor grupuri culturale în Georgia. Georgia este prezentată ca o țară multinațională, multiconfesională. În 2007 și în 2008 au fost publicate anume astfel de abordări. Dar existau anumite lacune. Multe manuale prezentau istoria ca o simplă narațiune a trecutului sau ca o interpretare științifică a exemplelor. Minoritățile etnice erau practic foarte puțin prezentate. 10 ani mai târziu, nu s-a văzut careva progres în interpretarea rolului minorităților în contextul istoric. Am analizat niște texte pentru webinarul de astăzi și acest text a fost publicat în 2019, în 2020 și în 2021. Iată, acestea sunt cărțile noi care sunt utilizate în școlile secundare din Georgia.
cele se utilizează pentru a preda istoria mondială. Acum vă voi demonstra cum în Georgia se prezintă istoria comunității evreiești din Georgia. Deci se discută situația comunității evreiești în cadrul celor de-al doilea război mondial și, apropo, nu există careva manuale separate pentru istorie a evreilor. Deci am să vă descriu pe scurt conținutul acestor manuale. Deci câte două manuale sunt pentru fiecare clasă. Pentru unele există doar câte un singur manual care a fost aprobat de Ministerul Educației și școlile pot să selecteze un manual din cele prezente. Eu am parcurs toate aceste manuale ca să înțeleg care e situația curentă dacă vorbim despre interpretare diferitor grupuri etnice și religioase care locuiesc acum în Georgia și cum ele sunt prezentate pe parcursul istoriei. Sper că dumneavoastră puteți vedea slide-urile unde este indicat pentru prima dată următoarea mențiune. Deci manualul pentru clasa 7-a oferă contextul unei lecții care descrie originele creștinismului de la Imperiul Roman, cel bizantin, până la momentele ulterioare. Se discută ce înseamnă iudaismul, cu ce legătură are el cu conceptele sus numite și doar câteva explicații sunt prezente și ceva descriere pentru fiecare concept prezentat, de exemplu, monoteism, iudaism, creștinism, etc. După ce urmează părțile de text care descriu diferite regate. Se descrie și creștinismul în Georgia medievală. Se indică că societatea a fost distrusă după ce a fost reconstruită. Georgienii au profesat creștinismul de multe secole după ce a avut loc creștinizarea ei. Însă, ce este destul de straniu și interesant totodată, nu există careva mențiuni de surse medievale ale Georgiei, că istoria Fatlem, adică sursele istorice principale pentru istoria georgiană medievală. Deci se descrie cum comunitatea locală evreiască oferea suportul său pentru creștinizarea Georgiei și a poporului ei. Într-un alt manual aceeași temă, creștinizarea cartlei
În mai multe detalii descrie procesul, însă se oferă o descriere foarte succintă, de exemplu, ca fiind parte a Imperiului Roman, după ce puțină informație este prezentată cu privire la iudaism și după aceea narrarea este direcționată spre convertirea lui Cartli. Câteva cuvinte la fel sunt sunt dedicate comunității evreiești care au ajutat să fie construită Georgia, care a fost după aceea prezentată regele Miriam. Aș dori să menționez câteva aspecte importante cu privire la narativul georgian. Am cercetat niște surse medievale georgiene și vreau să vă spun că nici unul dintre aceste momente nu a fost reflectat în manualele de istorie din ziua de azi. Nu cred că aceste momente ar fi foarte importante din punct de vedere al narativului. Deci este prezentată o istorie a creștinizării lui Cartli. Deci există niște cronice și conform lor, erau Longinus și Elios, deci se descrie executarea sau crucificarea lui Hristos în Ierusalim. Creta era capitala medievală atunci și surorile au luat de la fratele lor niște haine și în secolul 1 a fost construită ceva pe locul mormântului unei femei din Macedonia. Deci acest element a început să fie privit ca un moment al creștinizării. Noi vedem în ce mod biserica georgiană ortodoxă este legată de istoria lui Iisus Hristos. Vedem care este istoricul, cum a ajuns religia în Gruzia, însă în manuale nu există prea multe mențiuni cu privire la acest fapt. Un alt fapt important este de a legitimiza a dinastia regală a Bagrationi în secolul 11, când a fost solicitată recunoașterea lui Bagrationi. Deci aceste cronice sunt legate de situația biblică în Bagrationi. Pe bannerul regelui Georgian Vahtan, regele Parsley, puteți vedea un simbol pe un banner. Câte noi ne cerem scuze, dar dacă ați putea verifica de ce nu se schimbă slide-ul. Eu mă uit la slide-ul numărul 5. Nu. Iată acest slide.
prezintă icoana, la fel și bannerul. Yeah. So this is the icon which I described. Da, aici vedeți o icoană pe care am descris-o. Keti, could you please make it full screen? Keti, noi rugăm să măriți slide-ul pe întregul ecran. Am făcut-o, dar nu se vede. Now? Does it work? Nu, nu funcționează, rămâne la fel pe formatul restrâns. Yeah. Could you please press F5? F5. I do exactly. Oh, it doesn't work by F5, but I will close all everything which might interrupt. I'm sorry. But it doesn't work by F5. I'm pressing the button. Câteva îmi spune că nu poate să plăseze prezentarea pe întregul ecran. No, it doesn't. Keti, could you maybe like stop the screen share for like a minute? For like a second? Yes. Of course. Mm-hmm. Yeah. It should help. Nici nu scuze, noi relansăm imediat prezentarea să fie plasate slide-urile pe întregul ecran. What is now? No, it doesn't do. I guess we can continue. No problem. I guess we can continue. But you cannot see my slide, yeah? We see the slide. We see the King David of Israel. Deci, la moment, noi vedem slide-ul, ele sunt în format mai redus. Acum voi trece totuși la celelalte slide-uri. Vă rog să-mi confirmați dacă slide-ul se schimbă. Nu se schimbă slide-urile. Apăsați, vă rog, pe slide-ul personal. Ok. Deci, eu voi continua. Topics which were very important. Toate aceste teme sunt foarte importante. În narativul istoric. Dar că tare niciun manual nu vorbește despre aceste istorie frumoase, despre aceste minunate elemente ale culturii și istoriei care există în cultura georgiană. Acum trecem direct la secolul XIX. Pe parcursul acestei perioade, putem vedea doar istorii despre diferite evenimente din istoria Georgiei, din istoria mondială, aceste istorii nu dețin nicio informație cu privire la alte grupuri naționale care ar putea fi prezentate în cadrul diferitor evenimente. Putem vedea o lecție care descrie Tbilisi în secolul XIX. Și doar aici noi putem citi un text foarte aproape de stilul sovietic. Se oferă doar descrierea faptului cum diferite religii au coabitat în Georgia de atunci. Ce e important? Eu aș vrea să ofer aceste exemple și să partajez impresiile mele cu dumneavoastră cu privire la această informație succintă. Eu cred că această informație nu este chiar potrivită pentru un manual.
Dacă eu mai am timp la dispoziție, eu aș citi acest extras. Deci populația din Tbilisi în secolul XIX. Populația diversă din punct de vedere etnic trăia împreună cu georgienii în Tbilisi. Ei erau evrei, armeni, persieni, azerbaijani. În mare parte se îndeletniceau cu meșteșuguri și cu comerțul. Guvernul rus, stabilit de curând, oferă suport influxului noilor coloniști și fluxurilor migraționale spre Georgia. Pentru a crea condiții favorabile pentru ei, a fost emisă o lege în 1819, care permitea celor noi veniți să se stabilească în așezămintele lor, să procure pământ și să beneficieze de scutire de taxe. Deci noi vedem care sunt inițiativele guvernului rus. Eu cred că astfel de reprezentare nu prea ajută studenților să aibă o atitudine pozitivă față de diversitatea etnică din țara lor de baștină. Talking about the as the end of the 19th century. Yes. Deja am trecut la celălalt slide. În cadrul aceleiași lecții este prezentată ceva informație adițională cu privire la Ashkenazis. Deci, la sfârșitul secolului XIX, populația veche din Tbilisi, s-a alăturat evrei europeni, așa zis, și așkenazis, care au introdus ideile sionismului în pentru evrei georgieni. Însă nu există careva explicație, dar cine din georgieni pleacă încotro, de unde ei, așkenazii, au apărut, ce comunități au fost dezvoltat, nimic deloc nu este menționat. Deci doar câteva cuvinte, niște propoziții, niște enunțuri separate că au venit evrei în Tbilisi la sfârșitul secolului XIX. Atât. Există aici și o greșeală. Ashkenazis au început să vină în Georgia la începutul secolului XIX, dar nu la sfârșitul. Am deschis un alt manual pentru clasa nouă. Textul este practic similar din punct de vedere instrucțional. Se oferă foarte pe scurt ceva informație cu privire la anumite fenomene. Deci se descrie lecția. Lecția descrie mediul multicultural din Georgia. Reprezentanții celorlalte națiuni care au trăit în Georgia din timpurile străvechi au avut o contribuție semnificativă în dezvoltarea culturii georgiene. Deci nimic nu se spune despre contribuția și rolul acestor grupuri etnice sau rolul acestor figuri etnice în istoria georgiană. După ce urmează o descriere, ce grupuri etnice au trăit și nu doar, dar vedeți că se oferă informații cu privire la evreii din Georgia care au fost
se oferă informații cu privire la Muzeul Evreilor din Georgia, stabilit în 1992. Se oferă informații cu privire la David Bazov, dar nu există ceva informații detaliate, fiindcă toate aceste momente, cine e David Bazov, ce este ca tare Muzeul Evreilor din Georgia, toate aceste momente rămân nediscutate. Iată întreaga istorie a evreilor în Georgia. Nu. Acum trecem la războiul, cel de-al doilea război mondial. Vedem care sunt care este conținutul lecțiilor, ce este ilustrat în cadrul acestor fapte prezentate. Deci, este oferită explicația ce este antisemitismul și o informație foarte succintă cu privire la Holocaust. Același lucru este prezentat și într-un alt manual. Imaginile sunt preluate din manualele precedente. Se oferă imagini ale memorialului și o informație foarte succintă cu explicația ce este Holocaustul. Eu m-am așteptat că vor fi prezentate informații despre Grigol Piradze, care era o figură destul de notorie în istoria georgiană. Vă rugăm totuși să ne prezentați slide-ul cu privire la operație. Păi acesta este slide-ul, da. Ambele manuale oferă o informație foarte succintă despre Piradze și cum el a ajutat evreii din Varșovia. Este indicat că în 1942 Piradze a fost trimis în lagărul din Auschwitz. Acest slide, sper că se vede, reprezintă două persoane, Ekvtimetakvashvili și Iosif Eligulashvili. Deci aceste două persoane sunt considerate ca comorile istoriei georgiene. Republica Democratică Georgia este prezentată fără de a-l menționa pe Iosif Eligulashvili. Iosif Eligulashvili a fost un om de stat foarte important de descendență evreiască în cadrul Republicii Democratice Georgia. El a fost născut în Kutaisi, într-o familie unei familii de negustori și în cadrul Republicii Democratice Georgia, el a lucrat în cadrul unor comitete și în 1990 el a fost numit în calitate de reprezentant al Georgiei pentru a conlucra cu Europa, cu
Olanda cu Franța și a fost viceministru al finanțelor al industriei și în 1920, în timpul vizitei liderilor altor țări în Georgia. El, la fel, a conlucrat cu aceste persoane proeminente. Kakitelashvili a muncit cu un istoric și arheolog important georgian. Deci, dumnealui a lucrat cu guvernul francez și a fost ales ca membru al Consiliului Național al Georgiei în calitate de președinte al evreilor georgieni. S-a luptat pentru păstrarea moștenirii evreiești în Georgia. La fel, a lucrat mult pentru a salva pe evrei din Gestapo. Deci, dumnealui nu a reușit să creeze o bibliotecă și biserică pe care a intenționat-o să construiască și a decedat în Paris în 1992. Acum, aceste două persoane pe care le vedeți pe slide cooperau între ele, au lucrat cu guvernul georgian pentru a salva și pentru a păstra identitatea Georgiei și statul georgian. Și era surprinzător să nu găsesc Kakitelashvili în manuale. Adică se ascunde într-un fel istoria evreilor sau aportul evreilor în istoria georgiană. Deci, iată pe scurt ceea ce eu am dorit să vă prezint. V-am prezentat informația pe care am găsit-o în cadrul manualelor georgiene de istorie mondială. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim mult! Ketvan, era foarte interesant să vedem cum cronologic dumneavoastră ați început prezentarea, ați început să explicați istoria foarte interesant, așa cum ea este explicată în manual după ce ați trecut la comunitatea Ashkenaz și după ce ați vorbit frumos despre muzeu și îmi pare bine că ați adresat și întrebări și ați solicitat informație care este disponibilă în manuale, mai ales dacă vorbim despre cel de-al doilea război mondial. Ați menționat cum este predat antisemitismul sau noțiune de antisemitism. Foarte puțină informație, de fapt, este menționată despre Holocaust. Eu cred că noi putem lăsa aceste momente spre finele discuției noastre și vă mulțumim foarte mult, Keti, pentru prezentare și am primit o plăcere nespusă, fiind georgian, din prezentarea noastră, și acum ofer cuvântul domnului Sergiu și repet că dumnealui reprezintă Universitatea Pedagogică de Stat în Creangă. Deci noi, acum, vom oferi microfonul lui Sergiu, vom asculta prezentarea dumnealui și după aceea vom trece la sesiunea de întrebări și răspunsuri și vă îndemn pe toți să scrieți întrebările în chat ca să le putem pregăti și traduce. Mersi. Dragi colegi și prieteni, vă mulțumesc mult pentru faptul că m-ați invitat în cadrul acestui webinar. Este o plăcere să vă văd în cadrul acestui webinar și să discutăm istoria comună, trecutul comun și, evident, viitorul comun, să înțelegem cum să predăm istoria, cum să ne ajutăm mai bine și cum, ce lecții nu putem lua din istorie. Deci,
istoria evreilor, fiind parte a istoriei noastre, este o problemă enormă, deoarece am început să vorbim despre istoria evreilor doar câțiva ani în urmă. Și din start voi încerca să explic evoluția sau dezvoltarea predării istoriei evreilor în Republica Moldova după ce am obținut independența. Predarea istoriei în Republica Moldova este un moment foarte sensibil, nu doar să înțelegem cum să predăm această istorie, dar și cum să numim curriculum. Iată de ce în 1991 noi am început să discutăm independența noastră cu întrebările referitor la istoria din trecut. Am discutat foarte multe teme din istoria noastră, dar multe elemente au fost doar interzise sau erau oferite mituri sau se ofereau niște informații ce țineau de propaganda ideologiei sovietice. Pe la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, mai multă atenție era oferită și acestei probleme. Deci, după aceea, noul guvern a decis să exclude din programul școlar istoria Uniunii Sovietice și multe alte părți ideologizate ale istoriei și au introdus istoria națională sau și au numit-o istoria românilor. De ce? A românilor, deoarece majoritatea populației știa că era interzis cuvântul român pe timpurile sovietice și se interzicea să se vorbească română și din 1920, mai ales din 1940, după ce armata sovietică a ocupat teritoriul, Moldova a fost transformată în Republica Socialistă Moldovenească și noi am început a fi numiți moldoveni, dar moldovenii erau priviți diferit de români și iată. Astăzi noi discutăm trecutul nostru comun cu România și limba comună cu România. Și noțiunea de limbă mai este până acum o chestie de dezbatere. Cineva spune că limba noastră națională este moldovenească, chiar și Constituția indică acest fapt, dar câțiva ani în urmă, Curtea Constituțională a declarat că limba noastră oficială este cea română. Dar noi trebuie să ținem cont și în ceea ce este scris în declarație, dar nu doar ceea ce a fost votat de Parlament, când a fost aprobată Constituția țării. Evident că mai sunt multe discuții între politicieni și între cetățenii Republicii Moldova. Deci toate astea sunt doar începutul, deci a fost aprobat programul pentru curs național și el a fost aprobat ca fiind istoria românilor. După aceea, nu au urmat multe modificări, dar noi am continuat să predăm istoria mondială, la fel și în școlile generale și în licee. După aceea, sistemul de învățământ a început să fie transformat, a inclus și diferite programe din partea Băncii Mondiale pentru a oferi suport reforme în domeniul educațional și au fost pregătite curricule naționale care includeau toate compartimentele istoriei. A urmat careva dezbateri. Profesori din întreaga țară au participat în cadrul acestui proces, dar nu s-au atins de denumirea cursului, doar au discutat conținutul și ce tip de conținut ar trebui să fie introdus în documentul oficial. În 1995, guvernul a încercat să schimbe denumirea din istoria românilor spre istoria Moldovei și aceasta era, de fapt, o provocare enormă, deoarece protestele masive au început în Chișinău. În martie, aprilie până în mai, majoritatea universităților au stopat procesul de predare. Studenții și profesorii se expuneau împotriva acestei decizii și după aceea noi am continuat să implementăm reforme și din 1995 oficial
A fost lansat un nou curriculum care a fost aprobat în 1998. Deci s-a păstrat denumirea istoria românilor și istoria mondială. În 2001, când comuniștii au câștigat alegerile și au deținut majoritatea, ei au revenit la întrebarea de limbă și istorie. Și în 2001, după alegeri, ei au avut victorii și un an mai târziu, guvernul a decis să modifice denumirea disciplinei iarăși spre istoria Moldovei și iarăși a fost pornit un nou val de proteste. Dar, oricum, guvernul comunist nu și-a schimbat decizia. Ei nu au mai introdus aceste modificări, dar au solicitat asistența din partea experților din Consiliul Europei și deja expertul a încercat să convingă istoricii să nu fie atât de prompți cu titlul disciplinei. Deci e mult mai important ce noi includem calitate de conținut, ce predăm și e important să fie textele de calitate înaltă. Deci a fost elaborată o curriculă numită pur și simplu istorie, istorie integrată după aia și deoarece Partidul Comuniștilor oferea suport, majoritatea societății nu a acceptat denumirea de istorie integrată și iarăși au avut loc protestele în 2005, în 2005 la Chișinău, după ce a fost aprobat noua curriculă. Deci au fost scrise noile cărți, au fost diseminate în școli, dar aceste manuale nu au fost utilizate. Aceste cărți aveau foarte multe greșeli. După ce în 2009 a avut loc un alt colaps, când liberal-democrații au venit la putere și ei iarăși au încercat să utilizeze această oportunitate pentru a îmbunătăți curriculum, nu doar curriculul la istorie, dar și curriculul național. Procesul a fost numit modernizarea curriculei. Noi am participat în calitate de specialiști în istorie. Și am încercat să participăm și să conținutul din punct de vedere al abordării multilaterale. Și Academia de Științe și Institutul Istoriei nu au acceptat ideea că trebuie să păstrăm titlul de istorie și au insistat asupra revenirii la titlul istoria națională ca istoria românilor. Și în 2012, fostul ministru al educației a schimbat doar titlul, deci conținutul a rămas același, au schimbat doar denumirea și acum avem o disciplină, din două discipline a rămas una singură, dar conține ambele părți în sine, și istoria românilor și istoria universală. În 2019 a avut loc o nouă reformă a curriculei cu privire la istorie și a fost păstrat titlul și a fost modificat un pic conținutul și probabil s-a schimbat un pic obiectul istoriei în școală. Și după 3 decenii de independență, multe evenimente au avut loc, îndeosebi la nivelul manualelor de istorie. Nu doar Republica Moldova, dar și multe țări post-sovietice au trecut prin procese similare, deoarece pe parcursul timpurilor sovietice, majoritatea manualelor erau scrise la Moscova și au fost doar transmisii republicilor și conțineau istoria Uniunii Sovietice și câteva pagini de istorie națională. Deci era un proces îndelungat ca să fie acceptată istoria Moldovei Sovietice și istoria națională se preda doar din doar atunci au început să predea și istoria națională pe lângă istoria universală și
istoria Uniunii Sovietice. Deci, trebuie să cunoști foarte bine realitatea în școli și eu cred că în cazul nostru noi am început să scriem într-un mod greșit. Majoritatea autorilor, manualelor, vin din universități și mulți colegi ai mei au ieșit în școli timp de mulți ani, dar totuși scriu manualele destinate școlarilor, universităților și nu sunt foarte informați de realitățile și necesitățile școlilor. Deci acum sunt foarte multe probleme cu care, la care trebuie să facem față. Iată de ce noi, datorită acestui proces de reformare, încercăm să încurajăm profesorii de istorie să participe în toți pașii de reformă și să scrie manuale. Multe manuale deja sunt învechite, fiindcă ultimul manual a fost publicat în 2013, însă majoritatea manualelor au fost publicate cu două decenii în urmă. Dar se spune că Ministerul Educației trebuie să emită manuale fiecare 4-5 ani sau trebuie să înnoiască textele. Vedeți că procesul la noi este foarte anevoios, foarte lent și atunci când întrebăm de ce nu sunt alte manuale noi, ni se răspunde, nu avem buget disponibil. Dar eu cred că nu finanțele sunt problema. Problema principală este viziunea, lipsă de viziune și lipsă de concepție a istoriei naționale. Deci aceasta este principala problemă și după aia urmează ceilalți factori și celelalte aspecte. Acum revenim la momentul principal al discuției noastre, deci istoria evreilor și cum noi învățăm studenții noștri despre minoritățile evreiești. Noi, din manualele noastre, putem vedea că prima mențiune a evreilor ca parte a comunității noastre sau a societății noastre este doar din secolul XIX. Și la fel, foarte pe scurt, de exemplu, în clasa 7 sau în clasa 10 sau în clasa 11 se menționează aceste informații. Dar în școala generală, foarte scurt se vorbește doar despre demografie sau despre structură etnică a societății noastre. Și puteți vedea diagrama. În multe cazuri vedeți doar o diagramă cu structura societății și, de exemplu, în manualele din 2002 se vorbește despre structura populației din Basarabia în secolul XIX, că basarabienii s-au alăturat României și celelalte minorități. Cine sunt ceilalți, nimeni nu cunoaște exact. Și din aceste manuale nu este clar explicat cine sunt celelalte minorități, care sunt cei oameni care sunt majoritatea în țară, bine, în acel moment, guvernie. Trebuie totuși să fie prezentată o structură clară cu privire la moștenire, cu privire la trecutul comun și cu privire la coabitare. Noi trebuie să ne uităm cât de bine este prezentată comunitatea evreiască în societatea noastră, printre moldoveni, printre români și printre alte comunități. Unele orașe, bine, două, trei din populație erau evrei. Chiar și Chișinău, Capitala, Belz, Soroca și multe alte orașe mai mici, în calitate de majoritatea populației, erau evrei. Deci evrei erau foarte vizibili în cadrul activităților social-economice, dar din manualele noastre este imposibil de a înțelege care este prezența, participarea și rolul comunității evreiești în construirea trecutului comun, de exemplu, în secolul XIX. Iată acest manual din 2013. Deci, bine, este scris cu 10 ani mai târziu, după 2002. Vedeți aceeași situație. Deci, noi vedem informații cu privire la România interbelică, după ce pagina următoare este minoritățile etnice în România.
Și aici un pic mai multă informație este prezentată. Noi putem vedea deja distribuirea pe distribuire sau ponderea minorităților etnice în România interbelică. Noi vedem că sunt români 82, maghiari, germani, evrei și pe partea dreaptă vedeți în Basarabia care era situația minorităților etnice. Vedeți că români sunt 56, după aceea ruși, ucraineni, evrei. Evrei sunt 6%. Deci această comunitate a fost nimicită pe timpurile celor de-al doilea război mondial. Și majoritatea temelor astăzi prezintă societatea evrească doar prin Holocaust. E bine, fiindcă pe parcursul timpurilor sovietice nimic nu se menționa despre Holocaust. Doar vreo 10-15 ani în urmă am început să vorbim despre aceste pagini dificile ale istoriei noastre, despre această problemă foarte sensibilă și am început să discutăm despre deportările din perioada sovietică și despre alte crime provocate de regimul totalitarist și cel nazist. Nu mă voi adânci în detaliile Holocaustului, deoarece majoritatea dintre dumneavoastră le cunoașteți perfect. Dar anul trecut, în cadrul unui alt seminar dedicat Holocaustului în România, am aflat câți evrei au suferit, câți au fost nimiciți, inclusiv și persoanele de origine romă. Astăzi, mulți savanți au început să lucreze cu arhivele din Israel, din Moldova, din România, etc. Și acum avem mult mai multe oportunități să fim informați și să utilizăm publicațiile pe parcursul temelor noastre. Deci, colega mea, Dana Dumitru, predă studenților nu doar faptele istorice despre Holocaust, dar la fel se gândește cum să predea anumite momente sensibile în școli. Deci, Holocaustul a început să fie prezentat în manualele noastre, cred că la inițiativa relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Israel și, la fel, datorită participării active a diferitor proiecte, iată așa, comunității evreiești din Republica Moldova. Și cred că aceste câteva inițiative au atras atenția acestei probleme și noi am început să instruim profesorii noștri, anume cum să predea și din 2006 până 2009 și din 2013 deja au introdus părți mici de informații despre Holocaust în România, împreună cu indicații cum să prezentăm istoria. Deci a fost publicat în 2006 manualul pentru clasa a noua, capitolul 7 se referă la Holocaustul pe teritoriul Moldovei ocupată de fascisti în 1941-44. Deci acest grup de autori atrage atenția Holocaustului și au inclus o temă dedicată special Holocaustului, ceea ce nu era până acum. Deci a fost dedicată o pagină întreagă Holocaustului, însă câteva aspecte sau câteva subteme erau prea superficial prezentate. Și deci se vorbește despre exterminarea în masă a cetățenilor moldoveni din naționalitate evreiască. Deci era o exterminare masivă, dar ei nu erau cetățeni moldoveni pe atunci, ei erau cetățeni ai României. Deci cred că aceasta e o greșeală enormă. Cine este responsabil de genocid etnice? Aceste întrebări pe noi ne macină. Eu cred că cea mai problematică parte e faptul cum au fost formulate sarcinile, de exemplu, în baza acestui material. Deci, sarcina e următoarea. În baza materialului de sus și în baza memoriilor buneilor voștri, scrieți un eseu pe tema Holocaust.
Deci nu toți sunt atât de bine informați despre Holocaust și majoritatea bâineilor deja s-au dus în lumea celor drepți și noi trebuie să fim foarte atenți atunci când pregătim aceste sarcini și când le oferim copiilor noștri, când, de exemplu, ei trebuie să lucreze de sine stătător acasă asupra acestor teme destul de sensibile. Și după ce mai este o sarcină, meditație, sau meditație, vă rog, este posibil acum sau pe viitor să se repete Holocaustul cu popoarele din lume. Deci, dacă ne uităm la studiul de caz, atitudinea populației creștine față de evrei, la fel. Nu este chiar atât de bine formulată întrebarea, deci noi nu vorbim doar despre relația între creștini și evrei. Da, noi trebuie să vorbim despre atitudinea persoanelor locale față de evrei. Și la fel, colega mea, Diana Dumitru, a scris o carte despre această problemă atât de sensibilă, despre atitudinea persoanelor locale pe parcursul Holocaustului. Și, deci, aceasta e informația pe care am găsit-o. După ce urmează o serie de cărți în 2013 pentru istorie contemporană și am aprobat două manuale noi, unul pentru clasa 9, celălalt pentru clasa 12. Deci ultima clasă a gimnaziului și ultima clasă liceală. Informația este prezentată foarte pe scurt. În clasa 12 informația este prezentată și mai succint decât în clasa 9. De exemplu, în clasa 9, Holocaustul este inclus în crimele împotriva umanității și eu cred că e mai bine să pregătim în mai multe detalii această temă. Fiindcă noi discutăm regimul totalitar și puteți vedea această informație succintă, această prezentare succintă în cadrul politicii NKVD-iste în cadrul Moldavei sovietice și puteți vedea informații și despre Holocaust și prezentarea unor facte. Tema 16, România, Basarabia și Transnistria în perioada interbelică. Putem vedea că foarte pe scurt, dar destul de explicit, se prezintă informația despre pogromul de la Iași și deportarea evreilor în 1941. Cred că e foarte important să menționăm acest fapt. La fel, se menționează deportarea romilor și este prezentat raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România. Deci este foarte bine totul prezentat. Raportul a fost publicat, este disponibil online. Cred că e o sursă foarte bună de informații. La fel, pentru profesori și pentru studenți, ei pot să se uite în acest raport și pot să se informeze mai bine. Raportul este enorm și el descrie toate aspectele Holocaustului în România în cadrul acestei perioade de timp. Următoarele cărți, manuale din aceeași perioadă, deci România și Basarabia în perioada interbelică, descriu Holocaustul foarte succint, eu spun prea succint, deoarece clasa 12, deci noi vorbim deja despre persoanele de 19 ani. E tamam timpul ca aceste persoane mature deja să cunoască mai mult despre aceste file sensibile din trecutul nostru și e straniu că Holocaustul este prezentat foarte sec. Deci se discută iarăși atitudinea națiștilor față de evrei. În cadrul intenției noi de a publica noile manuale, noi trebuie să fim mai atenți când discutăm astfel de momente. Dar noi la fel încercăm să prezentăm minoritățile printre majoritatea populației. În manualul pentru clasa 12, la fel puteți vedea careva documente și îmi pare că
E o oportunitate bună să lucrăm cu studenții și să le oferim teme pe acasă, ca, de exemplu, să analizeze documentele, să lucreze cu sursele, cu documentele și să încerce să înțeleagă mai bine documentele atunci când lucrează asupra lor în calitate de temă pe acasă. În 2018 a fost lansat un proiect special cu suportul Ministerului Educației și împreună cu Organizația de Securitate a Europei. Deci, vorbim despre curriculum pentru disciplină opțională, Holocaust, istorie și lecții învățate de viață pentru clasele a 9 și a 12. Profesorii au avut atunci posibilitatea să propună copiilor să selecteze cursul opțional despre Holocaust. Evident că nu este atât de ușor și profesorii pot să ne spună exact în baza căror principii sau criterii studenții selectează cursurile opționale, inclusiv și acest curs opțional. Deci, trebuie să îi întrebăm cât de atractiv este cursul. Poate depinde de faptul cum profesorii prezentau autorii studenților. Dar al doilea moment este de ține de materialele didactice. De exemplu, colegii din România au elaborat manuale speciale pentru Holocaust, pentru istoria evreilor, au scris niște manuale perfecte, e un adevărat suport didactic pentru a preda acest tip de istorie. Deci, din 2019, avem o nouă curriculă și un ghid de implementare pentru cursul opțional și pentru cursul de bază și principală problemă e următoare. Deci câteva zile în urmă am participat la un seminar din Cantemir după ce am fost în Soroca, deci am fost la nord și la sud și prima întrebare din partea profesorilor era când noi vom avea noile manuale. Deoarece, într-adevăr, ei au nevoie de noile manuale în conformitate cu noua curriculă. Și probabil că Ministerul Educației trebuie să încurajeze tipografiile și autorii să pregătească materialele adiționale pentru cursurile opționale. Și dacă o vor face, probabil că cursurile opționale, la fel și cursurile curs opțional despre Holocaust, va fi mai atractiv și va putea oferi mult mai multă predare și învățare pentru întreaga istorie. Deci eu sper că pe viitor noi vom avea manuale mai bune care vor acoperi mai multe teme cu privire la minoritate. Deci e imposibil de a scrie istorie, de a satisface pe toți. Deci evident că nu este ușor de a obține manuale ideale, dar cel puțin noi putem încerca să îmbunătățim manualele, fiindcă aceasta ar trebui să fie dezvoltarea noastră logică. Eu cred că revizuirea cărților istorice trebuie să fie sarcina noastră principală. De altfel, noi vom avea riscul de a trăi următoare situații care este demonstrată în acea caricatură. Deci dacă noi nu vom îmbunătăți manualele, studenții vor continua să ne întrebe. Noi trebuie să răspundem în baza manualului sau bazându-ne pe situații reale așa cum a fost. Noi trebuie să ghidăm studenții, elevii corect, astfel încât ei să-și dezvolte abordarea critică față de trecut. Mersi, aștept întrebările dumneavoastră. Sergiu, vă mulțumim foarte mult pentru prezentare, îndeosebi pentru ultimul slide. Write down some of the things from your speech, especially. Eu am privit cu atenție ceea ce ați prezentat și mi-a plăcut discursul dumneavoastră. Dumneavoastră ați explicat totul ce are loc în Republica Moldova, la fel am ascultat și situația în Georgia, în Tbilisi. Noi am auzit cum
sau dezvoltat evenimentele în Moldova și dumneavoastră ați menționat câteva națiuni pe unul dintre slide-uri și deci o întrebare se referă. Deci Alexandru ne întreabă atunci când dumneavoastră predați Holocaustul în Georgia, dacă predați Holocaustul fără de a găsi cine este vinovatul, predați Holocaustul doar ca un eveniment sau predați Holocaustul doar cu toată atenția spre evrei și excluzând toate celelalte națiuni? Și atunci când vorbiți despre Holocaustul în Moldova, vorbiți și despre Holocaustul în genere sau încercați să găsiți cine sunt cele persoane vinovate, cine este de fapt vinovat și cât de diferită este imaginea lui Antonescu în Moldova în comparație cu România? Și încă o întrebare pentru dumneavoastră, Sergiu, se referă la cercetarea cu Institutul Wiesel, Elie Wiesel, din 2017, fiindcă a fost determinat că 72% de persoane respondente cred că Holocaustul se asociază cu lagerele morții în Polonia, iar 28% spuneau că Holocaustul se referă la deportările pe teritoriul României. Vă mulțumim! Vă mulțumesc mult pentru întrebare. Holocaustul în manualele georgiene este explicat ca exterminare în masă a evreilor, a romilor, a diferitor minorități naționale, sexuale, etc. Această definiție este repetată în ambele manuale care discută această perioada istoriei. Deci se discută și cine stă în spatele Holocaustului. Manualele care descriu perioada postbelică vorbesc și despre procesul din Nuremberg. Germania națistă este privită ca principalul principală entitate sau principală parte vinovată de acest proces de exterminare. Nimeni altul nu este oferit sau nicio altă explicație nu este oferită. Vă mulțumim. Și eu, din partea mea, vin cu răspunsul scurt. În confruntare cu manualele și cu programul, deci Holocaustul este prezentat cam care este națiunea, că evreii treceau din Polonia în România și în Basarabia, la fel se menționează și deportarea și exterminarea romilor. Dar în unele manuale puteți vedea și informații cam cine este responsabil de aceasta și de fiecare dată găsiți numele națiștilor, Hitler etc. și după ce Antonescu în calitate de lider al guvernului României de pe acele timpuri. În raportul comisiei puteți găsi foarte multe momente în acest raport, dar în dependență de faptul cum doriți utilizați această informație științifică, trebuie să înțelegeți cum să prezentați această informație pentru scopuri didactice. Profesorii sunt responsabili de selectarea și prezentarea corectă a informației. Deci trebuie să utilizeze faptele și să încurajeze studenții să compare și să aibă o abordare critică. Trebuie să se explice că era un fenomen care includea diferite etnii, dar la fel și diferite părți ale societății. Da, Sergiu, vă mulțumim mult pentru această prezentare și acest răspuns scurt și comprehensiv.
Și acum doresc să anunț încă un moment înainte ca noi să trecem la concluzie. Va urma un alt seminar la începutul ianuarie, nu cunosc încă exact datele, și vom vorbi despre antisemitism, antisemitismul care a apărut în ultimele 30 de ani în țările ca Georgia sau în alte țări. Deci, în deosebit, vom discuta țările din componența fostei Uniuni Sovietice. Și vom vedea care este viziunea istorică a Moldovei, deci atunci când vorbim de antisemitism. Și dacă putem identifica careva puncte negre în istorie. Și toate astea sunt necesare pentru a preveni antisemitismul pe viitor, așa cum Sergiu în prezentare lui a spus că noi vorbim despre ceva ce poate fi repetat în istorie. Deci nimeni nu este sigur că așa ceva nu se va mai repeta. De aceea este foarte important să atragem atenție educației și aș dori să mulțumesc că Ketevan, pentru prezentarea dumneavoastră. La fel, mulțumim tuturor celorlalți care ni s-au alăturat astăzi. Astăzi am avut mai mult de 40 de persoane care au fost prezente la webinar și sperăm să ne revedem în ianuarie. Vă mulțumesc încă o dată. Vă urez o seară minunată. Adank în Yiddish. Și ne revedem data următoare. Da, vă dorim sărbători fericite și ne vedem la anul. Vă mulțumim mult!